Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă ca un câine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagră-i cam așa pe tine. Așa se întâmplă când faci prea multă zgomot. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce nu ți-ai luat tu un nume normal? DJ Vasi, cum i-aș spune eu. DJ Jenică. Există, bă, Michi, DJ Jenică, să ne facem un proiect. DJ Jenică featuring fosta trupă System. Ăștia joacă țurcă. Cum se pronunță exact numele tău? Clanker Jones. Iată, el a făcut niște remixuri celebre și de acolo o știm, inclusiv cel de la Constantine, Constantine. O piesă cântată și răscântată, dar în varianta asta n-am auzit-o niciodată. Aplauze! Zim de proiectul ăsta, zim de tine foarte pe scurt. Pe scurt, acest proiect este un proiect nou, format alături de grupul Fetno, cu care mă și bazez foarte mult pe partea artistică. Uh-huh. Iar acest proiect a fost dus... Și asta am și vrut la cele mai înalte scene. Și asta fiind și la Untold, anul acesta a fost pus de cei mai mari artiști din lume. Serios? Da, de Dimitri Vegas și Like Mike, chiar pe scena principală. Bravo! Ce a avut un impact foarte mare, neașteptat. Dar cum adică, i-au pus proiectul tău muzical, da? I-au mixat proiectul tău. Și asta pentru voi e o mare... E ca și cum ai scrie o piesă pentru Rihanna, nu? Am vrut să aduc folclorul la nivelul de festival.
Super tare. Pentru că pentru un oarecare motiv s-a uitat folclorul nostru de pe toate radiourile. Mai să zic că acum se întoarce, mai ales cu anul ăsta centenar. Foarte mulți artiști se apleacă. Uite, Constantine Mateo rupe în China. Acum și cică și în Japonia de vreo săptămână. Ceea ce, iată, ce, știi, Constantine în variantă de remix a făcut la Neața la un moment dat. L-a sunat Paul pe Mateo și n-avea asta ce să cânte. A zis, am o piesă, hai să o facem. Și acum e number one în China. Eu zic asta în speranța unui 10%. Cum se practică. Bună dimineața. Foarte pe scurt despre proiectul tău, că ați dansat ceva. Bună dimineața. Trupa Fetno este formată Fetno, de la fitness și etno. Dar de la fitness și etno am trecut și pe partea de show, pentru că ni se cere în continuu. Da? Și am avut proiecte în străinătate și apoi în România, dar este bine și așa. Fetno. Fetno. Căutați-i pe Facebook și pe Instagram, oamenii sunt dăruiți și muncitori. Lucrurile astea dimpreună fac să iasă produse absolut senzaționale. Mulțumim încă o dată, a fost un moment de Fetno. Până și cu Beru s-a mișcat nițel.